Exporturile de mărfuri realizate în semestrul întâi din 2018 s-au cifrat la 696,75 milioane de euro, în creștere cu 5,7% față de semestrul întâi din 2017. Exportăm aceleași articole, produse diverse, mărfuri și produse diverse 32,4%, mașini și echipamente 30,2%, produse din lemn 7,4%, metale comune și articole din acestea 5,5%, materii textile și articole din acestea 4,8%. Importurile de mărfuri realizate în semestrul întâi din 2018 au însumat 497,6 milioane de euro, în creștere cu 4,4% față de semestrul întâi din 2017. Importăm tot aceleași produse, mașini și echipamente 35%, metale comune și articole din acestea 11,5%, 10% sunt materii textile și articole din acestea, materiale plastice și cauciuc 10,9%, mijloace și materiale de transport 6,1%. Soldul balanței comerciale în semestrul întâi din acest an a înregistrat un excedent de 199 de milioane de euro. În primul semestru al anului 2018 am exportat mai mult comparativ cu semestrul întâi 2017. Din păcate, la nivel național, avem un deficit comercial, sunt foarte multe județe care au un excedent al soldului balanței comerciale, dar problema principală este că în metodologia noastră de colectare a datelor ne raportează unitățile cu sediu social. Majoritatea unităților importante, multinaționalilor, au sediu social la București sau la IFO, ceea ce face să avem un deficit până la urmă în soldul balanței comerciale de aproape 1 miliard de euro la nivel național. La nivelul județului Maramureș se exportă și se importă cantități semnificative de produse din lemn, în special mobilier.